Salutare, ce faceți? Eu sunt Dan și bine ați venit la al treilea episod de Q&A. Mulțumesc pentru comentariile pe care mi le-ați lăsat până acum, aștept comentariile voastre în continuare în secțiunea de comentarii, iar eu am să vă răspund la ele în episoadele care urmează. Eu mi-am notat ca de obicei 5 întrebări pe telefon și am să vă răspund la ele cât de bine pot eu. Primele două întrebări sunt de la The Tadbear și spune așa. Salut! Ai spus că locuiești în UK și pentru asta am câteva întrebări. Mi-a dat crash aplicația, trebuie să o deschid din nou. Ok, prima întrebare. De cât timp locuiești acolo și de ce ai făcut alegerea asta? Iar a doua, locuiești cu părinții. Eu sunt aici, cred că, de 3 ani. 3 ani. Și am făcut alegerea aceasta pentru că am fost acceptat la universitate aici și am venit în UK. Deci a fost așa, am terminat clasa 12, am aplicat la 4 uh, universități aici, și pentru că vreau foarte mult să studiez în afară, îmi plăcea foarte mult engleza în acel timp, îmi plăcea foarte mult Anglia și toate astea, și am zis de ce să nu încerc. Au oportunitate mai bună, universități mai bune, mă gândeam eu, și a fost acceptat, așa că am fost, am venit aici în UK, sunt în Portsmouth, ca să fiu mai exact, și studiez arhitectură. Ca poate o să mai ceva întrebări, ca să știți de pe cum. Deci, am venit la facultate în Portsmouth pentru arhitectură. Nu, nu locuiesc cu părinții, locuiesc cu prietena mea într-un apartament micuț închiriat, deci stau în chirie. Sper că nu am răspuns la întrebări. Dacă mai ai alte întrebări, le aștept în comentarii. Următoarele trei întrebări sunt de la Jetix România și spune așa, o listă de întrebări pentru următorul Q&A. Mersi de întrebări. Mac sau Windows? Uh, asta este un subiect foarte sensibil și destul de complicat. Uh, am fost în ambele tabele, am început cu Windows de când eram mic, nu știu, 7-8 ani, până, până înainte să vin la universitate. Mi-am luat Mac, primul laptop, când am venit la universitate. Deci, înainte să vin la universitate, mi l-am luat, cred că, pentru universitate. Și a fost primul meu MacBook, a fost acel MacBook White Unibody, care a fost discontinued, adică s-a oprit din producție fix la vreo lună după ce mi l-am cumpărat și au și modele noi care costau la fel și aveau specificații mult mai bune. Asta este pentru că eram la început cu Mac-urile, nu știam care sunt timpii de lansare, când se lansează din an în an, n-aveam idee, așa că am frămas cu acela. Um, și de atunci am numai Mac. Am pf, mi a schimbat părerea total, deci uh, îmi place foarte mult Mac, dar asta nu înseamnă că am renunțat la Windows am un PC care am reușit să-l recondiționez și îl folosesc pentru tot felul de chestii. Am o grămadă de programe de arhitectură care pur și simplu nu merg pe Mac, așa că am nevoie să folosesc și Windows. Dar dacă, aș fi să, dacă ar trebui să aleg între Mac sau Windows, aș merge pe Mac de fiecare dată, pentru că unul la mândă Windows 8.1 nu-mi place prea mult cu acea interfață de tiles și cred că a fost un fail destul de mare. Uh, Windows 7 este ok, uh, dar tot sunt. Uh, programele funcționează mult mai bine pe Mac, deci nu am probleme niciodată de crash-uri, de uh, erori sau nu știu chestii. Știu că nici pe Windows nu prea ai, dar ai. Și când se întâmplă sunt foarte nervante, știu pentru că, din nou, folosesc Windows și acum pentru programele mele de arhitectură și primesc câteodată o eroare și trebuie să-mi restartez calculatorul sau ceva și mă enervez super mult. Uh, Mac îmi place pentru că este foarte simplu, programele funcționează foarte bine, um, nu ai nevoie de antivirus, știu că toată lumea zice că a, nu ai nevoie de antivirus sau nu e adevărat sau chestie, dar chiar nu ai, nu am niciun antivirus instalat, nu am prins niciun virus niciodată până acum, deci funcționează foarte bine. Uh, este rapid, îmi place programele care le au, îmi place Safari, să-l folosesc ca Internet Explorer, ca Internet Explorer, ca browserul de internet. Um, îmi place iTunes pentru muzică, îmi place acest, cum arată pur și simplu ai toate aplicațiile aici. Aplicațiile nu sunt ca și în Windows. Um, deci când îți instalezi o aplicație, este doar o icoană și tot programul este inclus în acea icoană. Nu, este, nu se instalează alte fișiere neapărat în C și trebuie să-l dezinstalezi. Deci ca să dezinstalezi un program pe Mac pur și simplu îl tragi în gunoi și asta e tot. Ca să vă dau un exemplu aici, nu știu dacă vedeți până acolo. A, acesta este Final Cut. Asta este tot programul. Nu este ce, nu este instalat nicăieri. Dacă vreau să șterg, îl trag în gunoi și tot programul este în această icoană. Ca să vedeți asta, dacă dai Show Package Contents, vedeți aici, aici ar fi toate fișierele care ți-ar fi în ce cum ar veni. Uh, îmi place cum arată și pe lângă asta, dacă mai ai un produs Apple, gen un iPhone, cum am eu, este foarte mișto pentru că sunt același ecosistem, deci asta e partea cea mai importantă. Dacă ai iPhone, îți recomand 100% să mergi cu un MacBook pentru că se conectează foarte bine. Fac o poză pe telefon, prin AIC se uploadează Player Cloud, mi se downloadează pe calculator în câteva secunde. Nu trebuie să-l conectez niciodată, nu trebuie să downloadez postul niciodată, le-am aproape instantaneu acolo. Folosesc aplicația de mail, din nou, primesc un mail, îl șterg de pe telefon, se șterge de pe ăla. Trimitul mail de pe telefon mi apare și pe calculator că l-am trimis. Sunt foarte conectate între ele. Și cu noul update la OS X Yosemite și iOS 8 8, este iOS 8, așa? Poți face chestii super mișto, gen să iau dacă mă sună cineva, răspund pe laptop, vorbesc de pe laptop, trimite SMS-uri de pe laptop, când stau aici și primesc un SMS lung, mi-este super ușor să răspund de pe laptop. Continuity din nou, citesc ceva pe telefon, mi apare aici un pătrăsel, pot să continui să citesc de unde am rămas pe laptop. Deci, pur și simplu, acest ecosistem îmi place super mult și Uh, de asta am rămas mai mult cu uh, laptop și telefon Apple. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place Windows, pentru că am și Windows și am jocuri instalate, am Steam și am jocuri, joc Assassin's Creed, jocuri mai vechi care nu merg pe PlayStation 4 și din nou tot felul de programe de arhitectură gen uh, AutoCA no, Revit se numește programul care folosesc. Ok, să vedem următoarea întrebare. Rare despre produsele Apple. Uh, Îmi plac produsele Apple, sunt cam scumpe, cei drept, um, dar primești pentru ce plătești. Primești cum chestia aia, you get what you pay for. Uh, calitate foarte bună, din nou laptopul, total aluminiu, ecranul foarte frumos, rezoluție mare, specificații bune și poți să zici. Cât vrei că Apple nu-i bun și nu știu ce, dar uitați-vă și alte produse gen de la Razer, Razer Blade mi se pare, care este similar cu acesta. Este construit bine, este subțire, este puternic, costă aproape la fel de mult, de nu chiar mai mult decât un, uh, un MacBook. Telefoanele la fel, după cum vedeți, noile produse Nexus 6, din nou, uh, până acum obișnuia să fie un telefon care este foarte ieftin, să fie affordable, este destul de scump, iarăși nu știu exact cât costă, dar aproape cât un iPhone. Uh, în orice caz, da, de obicei produsele Apple sunt mai scumpe, dar uh, eu zic că Na, și merită bani într-un final. Uh, plus, îmi plac foarte mult și alte produse, nu mi plac doar produse, deci nu sunt uh, doar Apple. Deci, acum mie personal eu aș prefera, îmi place foarte mult Nexus 9 ce a ieșit, îmi place mult toată seria Nexus cu Android la pur care arată genial cu noul sistem de operare, Lollipop, îmi place foarte mult cum arată și în trecut am avut Nexus 4, am avut Nexus 7 și chiar acum tableta mea este un LG Gpad 8.3 care am încercat să-l fac să arate cât mai aproape de stock Android, am instalat un nou launcher și uitați am, ce am reușit să fac. Super mișto, deci îmi place foarte mult chestia asta, uh, dar da, îmi plac și produsele Apple și cum am zis mai înainte, îmi plac foarte mult, mai mult pentru ecosistem, nu pentru produs neapărat, pentru, uh, pentru iOS, pentru... OS Yosemite pentru cum se conectează între ele pentru cum funcționează și îți face viața pur și simplu mai ușoară. E un note pe telefon, mi-apare note pe iPad, nu trebuie să-mi fac tot timpul griji că ceva pe telefon și nu e pe iPad. Tot timpul se sincronizează între ele și sunt super mișto. Ok, nu ți dor de România? Uh, mi se face dor din când în când și de România dar în septembrie am fost în vizită două săptămâni sau ceva de genul, două, trei săptămâni și deocamdată mi-ajunge pentru încă un an, deci la anul viitor uh, voi mai face o vizită din nou și o să mi se ducă din nou torul. Mulțumesc pentru întrebări din nou, uh, aștept întrebările voastre în secțiunea de comentarii, iar pe următoarele episoade eu am să-mi aleg 5 întrebări și am să vi le răspund cât de bine pot eu. Sper că vă place această serie și că vă place să o vizionați. Mulțumesc că ați urmărit și episodul de astăzi, până la viitoare, numai bine!